Bă, e groasă treaba. După cum vedeți, deja am ieșit din casă, dar, în fine, știți că stau la țară, am să pas eu pe aici pământul ăsta, pe aici săpușorul, două rânduri de porumb și când să ajung în capăt, nu mă văd. Chestia asta rotundă și tare mi-e frică să umblu la ea. Tare mai că cine știe, o fi vreun proiectil din al doilea război mondial ce n-a bubuit încă. Ia stați, că dau așa un pic pământul de pe el să văd ce ar putea fi. Dar dacă îi fac o dată așa, nu mă aud, terorist win. Dar ce-o fi chestia asta, oare? Op, am agățat ceva. Să trag de asta, tare mi-e că face bun. Să trag ușor. Pare a fi cauciuc ăsta, dar nu știu dacă asta o avea legătură. Ia asta. A, nu, e mai mic. Să că nu-i proiectil. O fi oare ce cred eu că e, dar bine că nu se focusează. Ia, hai mă, focusează-te. Așa, ia. O, pare... O, să fie oare ce cred eu? Bă, ești nebun la cap. Du-te, mă, de aici. Mască de gaze. Găsită în curte, în spate. Mă, cred că e din primul sau... Nu, e din al doilea război mondial, că pute o lea ca buteliare, așa miros german. Cum bă, fix în curte, în spate, să găsesc așa ceva? Și mai are și filtrul de aer. Bă... Ieși o dată să fac puțină treabă în curte și nu mai găsesc cod asta. Ma, se vede că s-a pus... Și-au făcut anii... Și-au lăsat anii amprenta pe asta. Ma, dar se simte ciudat la mână cauciucul ăsta. Asta îmi dați seama dacă e sticlă sau plastic. Curelele astea pare a fi bune. Parafie, uite, pe aici se pare că s-a cam stricat un pic materialul. A, dar se rupe aici. Nu cred că mai e bună. Ma, toate ca toate, nu știu ce să fac cu asta.